Ok, partea a doua, vizita la Castelul Corbinelor în interior. Am fost acolo în pivnița de vinuri, de fapt au fost numai cărți, cărți vechi și tot felul de alte de-astea neinteresante. Aș vrea să vă arăt această ușă medievală sau, în sfârșit, veche, a Corbinelor, de sute de ani, de mii de ani, de milioane de ani, nu știu de când este, cu această ială modernă. E foarte interesant. Sistem de închidere medieval. Bun. Ce avem aici? Reclamă sau cesnă? A, nu. Da. Să continuăm. Cred că da. Scrie vreun preț pe lângă ele? Vai, dragă, acum mă simt ca un prinț. Mă plimb prin propriul meu castel. Vă place castelul meu? În apărarea mea, să știți că am băut o bere înainte să venim încoace și acum mă cred prinț. Dacă mai au încă una, mă cred rege. Să continuăm pe aici, să vedem unde mergem, încolo sau încolo. Încolo. Hai pe aici, că mi-e aproape. Ei, bucătărie! E bine asta. Opa, dreaptă, dreaptă. Unde-i mâncarea? Unde-i mâncarea? What? Păi cum așa? Că venisem înfometat aici. Am zis că este o spăț mare, gratuit. Ai teoretic ce ar trebui să fie asta? Este mobilă antică? Da, s-ar putea. Cine știe, poate vara sau când o fi lumea mai multă, deși am văzut că sunt o grămadă de vizitatori și astăzi, adică putea să fie deschisă bucătăria. Uite un lanț interesant, e prins de tavan, pur și simplu. Acolo ce-o fi? O fi accesibil? Pare neaccesibil. Da. Să te ieșim din bucătărie, pentru că, din păcate, n-am găsit mâncare. N-am servit și pe noi cu nimic. Și acum să urcăm pe aici. Nice! Ce lumină electrică aveau acum câteva sute de ani. Dar nici treptele astea nu, astea sunt chestii noi, după cum arată. Astea nu sunt trepte de sute de ani sau de când o fi castelul ăsta. N-am înțeles ce cu cărpița roșie. Asta ce e, biserică? Așa pare, nu știu, stilul cumva. Suntem ca într-un balcon de biserică. Cred că da. De ce să nu mai bărbați peste tot? Vreau să văd femei goale aici. Vreau să zic picturi și statuete și... Bine, nu chiar în biserică, mă refer în general. În castelul Corbinelor. De exemplu, sala de tortură, erau numai bărbați acolo. Torturați. De ce numai bărbații sunt torturați? Și femei. Păi? Erau și femei. Erau și femei? Eu n-am văzut femei. Sau erau? Au zis cele care înșelau. Ah, nu, erau doar niște măști, dar unde erau femeile? M-am uitat special după țățe și nu era nimic. Și acolo în engleză? Mm-hmm. Uite că se vede afară. Yeah. Se vede pe spărtură. E o spărtură în geam. Mm-hmm. Uite și pe aici. Că altfel se vede deformat, uite ce efecte. Ok, mai sus. Ei. O avea pe ăștia pe aici vreo bere, ceva, ca să mă simt rege? Altă încuietoare medievală. Dacă ai voie să te așezi, da, tu așează-te. Da. Învățăm. Hai să-ți fac o poză. Ok. Mai departe. Nu avem muzică?
dacă ți-e somn. Da. Zice că vrea să tragi un pui de somn. Da? De ce-o fi cu scaunul ăla așa înalt? De ce e așa înalt? Acolo stau trei oameni, încărcă unul altul? Ok. Și trebuie să se sprijine toți trei, știi? Rochile astea sunt considerate fapte elegante, nu? Dar s-a gândit vreodată cineva că cu așa ceva practic ștești pe jos oriunde mergi? Ești ca un mop mișcător. Cine vrea să fie un mop mișcător? Mie mi-ar fi scârbă să merg cu asta și să știu că rochia pe care o am pe mine, practic, a măturat tot oriunde am mers. Așa. Frumos aici. Să vedem ce avem în curte. Mi se pare surprinzător că totul este bine aranjat. Și totuși corvenii nu și-au făcut ceva frumos în curte? Adică a rămas așa, un teren viran, nu știu cum să zic, o bătătură, pământ pur și simplu. Nu și-au aranjat curtea să fie frumoasă? E ciudat. Și-o fi aici? Aici stăteau și se gândeau la femei. Și pentru că se gândeau și stau pe Facebook, nu? Corvinii probabil că stau pe Facebook și pe Twitter, unde sperăm să dați și voi distribuire la filmele noastre. Postați-le pe Facebook și pe Twitter, vă rugăm mult. Așa, deci să continuăm. Aici stăteau corvinii pe Facebook și pe Twitter și aveau și priză pentru că poate să descărca telefonul, înțelege? E foarte important. Mergem și acolo, mergem și acolo. Trebuie să vedem din balcon. Julieta, nu vrei să te filmezi în balcon? Ei, aici mă interesează cel mai mult. Ia să vedem câte domnițe găsim. Era ușa închisă aici? Da. Bine, bine, vasele ca vasele. Eu mă uit după domnițe. Unde sunt domnițe? Pe așa scrie acolo, camera. Am venit cu foarte mult interes să văd domnițele. Unde sunt domnițe? Poate o fi pe tavan pe undeva. Pe jos? Sunt deci, am ieșit din camera domnițelor? Nu era domnițe acolo. Nici mă. Bine, era o angajată de a castelului, dar unde erau domnițele? Că eu speram să văd altceva. Mă uitam jos că era unul într-o poziție ciudată, că făcea poze. Era așa cumva. Te-ai înțeles pe ăștia care fac tot felul de poziții stranii ca să facă poze? Mai e câte unul care se lasă în patru labe, s-au tântit pe jos, culcat, pe spate. Pămânele poza din picioare, sau poți să te lași pe vine, nu zice nimeni, da. Ok, profesioniștilor. Oh. Uite, aici o să fii tu încoronată. Uite, e deja coronița pusă. Se proclamă regina Oana Ștefania, a cărei zi de naștere este astăzi. Se proclamă, dar n-am zis ce, se proclamă regina clanului Dănescu, nu? De fapt, prințesa, că mai regina este prințesa, mama, știi? A? Prințesa e mai tânără, știi? Mm-hmm. Uite, tehnologie medievală. Da. Și eu care credeam că LED-urile s-au inventat mai de curând. Ce culoare drăguță aici, îmi place. Opa, asta unde urcă? Se pare că mai e ceva înfiorător pe aici. Și cum pereții ăștia așa au fost ei dintotdeauna sau s-au mai fi decojit în timp? Că arată ca și cum n-ar fi terminați. Eu cred că s-au jumurit sau ceva și ne-a mai reparat. Ok, s-au făcut 10 minute, sunt întrerupem aici partea a doua. Sper că am numărat corect. O să continuăm în partea a treia. Și nu suntem chiar atât de idioți pentru hateri.
Știu și eu că iarele și ledurile și toate alte chestii nu sunt din perioada medievală. Am glumit. Ok. Dați și voi un like dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați vă rog un like. Dacă vreți să vă abonați, vă rog să vă abonați și să dați click pe clopoțel ca să vă notifice. Deci dați click pe clopoțel să arate că sună, ca să vă notifice când punem clipuri noi. Dacă nu vreți să vă abonați, atunci vă rog să dați click pe abonare și pe clopoțel. Și să distribuiți pe Facebook, pe Twitter, pe oriunde altundeva, mai spuneți la prieteni, la rude, la oricui pe stradă, în magazine, că stați la coadă, le arătați clipurile. Ia uitați aici, spune cunoscut, o să fie așa. Uitați-vă, domnule, aici și abonați-vă la motanele și pe uretele. Thank you! Nu, tu erai? Mă și gândea zi, poate a venit cineva și ce că-s nebun.